La complexul energetic Turceni nu mai este loc de șef, în cazul în care instanța decide reîncadrarea lui Ion Răuț la Turceni, în niciun caz nu va fi repus în funcția de director de resurse umane, funcție deținută anterior, susține directorul complexului Octavian Graure. Din punct de vedere al meu, aștept hotărârea judecătorească, deoarece nu avem decât un extras de la Ministerul Justiției, dar în niciun caz nu devine pe postul de director de resurse umane. În momentul în care vine hotărârea de la tribunal, o să o analizăm, o să o citim și dacă trebuie să-l angajăm, îl angajăm pe alt post, dacă nu, respectăm ce spune hotărârea. Pe de altă parte, conducerea complexului energetic Turceni mai are două căi de atac împotriva hotărârii tribunalului Gorj, de care Răuț este sigur că vor uza. Fostul director susține că sub nicio formă nu va accepta decât o funcție de conducere. E firesc să fie retus un post de conducere atâta vreme cât există o decizie care anulează o sentință a instanței de judecată care anulează decizia de concediere. Credeți că vor face recurs? Bănuiesc că vor face. Bănuiesc că nu le convine această soluție. Ion Răuț a fost concediat din funcția de director de resurse umane în iunie 2009, iar locul acestuia a fost luat de Corneliu Gârjoabă.